Suntem două persoane care au trecut prin COVID relativ de curând. Da, și ne plângem așa de efectele. Eu am slăbit, el s-a îngrășat, dar nu de la COVID. Da, și pentru că da, COVID-ul i-a adus o poftă de mâncare ne-ai bună. Să știi că în săptămâna când am stat acasă am mâncat ca un nebun. A fost săptămâna mea liberă. Da, și unde mai pui că e și doctor. Adică domnul doctor care a vaccinat și care a testat și care stă de vorbă cu pacienții, da, iată că luă și el COVID-ul. Asta e. Da, a fost prieten. Noroc am avut 3 doze. Știi? Da. Și a fost chiar ușor, ușor. Doctor Cristian Irimescu. Da. Da, doctor de familie, om care a fost așa în focurile COVID-ului încă de la început. După o lună și jumătate de rezidențiat, a fost primul caz raportat în România, îmi și aduc aminte. Și atunci eram chiar rezidentul unui medic de unitate. Și pacientul respectiv îl știam. A fost foarte ciudat. Adică asta e fă-mă să înțeleg. Cazul zero, să zicem așa, ai fost nas în nas cu el? Da. A fost o interacțiune ciudată. Mă rog, și băieții de la birou au fost și la petrecerea respectivă. Uh-huh. Da. Și atunci m-am cam speriat un pic. Eu eram singurul nebun care purta mască din unitatea medicală respectivă. Uh-huh. Și nu înțelegeau oamenii ăștia de ce. Eu îl purtam de frica gripei, că și gripa e amenințătoare pentru persoana bolnavă, da? Și când am auzit de COVID în noiembrie, de atunci știam că o să apară și pe la noi, pentru că era imposibil. Dacă făcuse scandal în China, da? Era doar o chestie de timp până când ajungea și la noi. Da? Fă-mă să înțeleg un pic, da? Pentru că pe tine te-am invitat, în primul rând, în calitatea ta de medic și, pe urmă, în calitatea ta de etnic rom. Da, și de asta prima discuție pe care vreau să o porc cu tine este despre COVID. Uite că de acum lucrurile par să se calma, da, și hai să zicem așa, ne recăpătăm obișnuințele înapoi, să zicem așa. Mă rog, parțial. Hai zi tu, ce ne-a făcut COVID-ul ăsta? Oh, nu cred că l-a făcut cineva. Nu, ce ne-a făcut să realizăm? Nu, eu nu vorbesc despre... Ne-a făcut, cred că în primul rând ne-a făcut să ne vezi să realizăm. Vezi că da. Să realizăm cât de firav suntem ca oameni în fața unor ființe pe care nu le vedem. Da? Mm-hmm. Nu suntem firavi ca ființe pe pământul ăsta. Da? Ne-a făcut să realizăm că în fața bolii putem deveni mai buni. Că am văzut oameni care au fost răi și au devenit buni în fața bolii. Mm-hmm. Da? Și pe de altă parte ne-a scos din nou și slăbiciunile din tot sistemul ăsta, și medical, și politic, și în toate domeniile. Ne-a scos cei mai rău din noi, practic. Da. Tu, la nivelul Văii Argovei, unde ești medic de familie, cum ai văzut COVID-ul? Of, dramatic, să știi. Din păcate am pierdut mulți pacienți, foarte mulți, mai mulți decât mă așteptam. Și... din păcate am văzut și nivelul educației oamenilor care a intervenit în combaterea bolilor. Da? Oamenii nu se vaccinau în continuare, chiar dacă trăiau drame în familiile lor. Da? Și în continuare nu se vaccinează. Și de ce nu fac? Prost informați. Da. Li s-a luat încrederea în medic, da? În cuvântul medicului. Și ei au mai multă încredere în ceea ce aud la televizor. Da. Și sursele lor de informație sunt, evident, proaste. Da. Și asta i-a făcut să nu se vaccineze. Inclusiv pentru vaccinul gripal, pentru că nu s-a oprit doar la vaccinarea pentru COVID, toată uh-huh. situația asta. Inclusiv pentru gripă, dacă aveam în anii trecuți, m-am uitat pe statistici, aveam dintre pacienții cronici cam 90% vaccinați. A fost primul an când s-au vaccinat de COVID în masă, uh-huh. dar al doilea an, în speța anul ăsta, în valul ăsta de gripă, că gripa n-a dispărut, să ne înțelegem. Reprezintă în continuare un pericol pentru oameni. Nu știu dacă am vreo 200. Din cât? Din 700. Și înainte erau 600. Adică inclusiv asta le-a luat o informație proastă. Eu consider că a fost doar o strategie foarte proastă de comunicare.
Deci nu s-a comunicat coerent. Au scăpat și în media. Și pe în... cine n-a comunicat coerent? Nu știu. Mă refer la oameni care au autoritate, în speță Ministerul Sănătății, da? Vorbim de jurnaliști care au lăsat să pătrundă informații neclare în spațiu public, da? În condițiile în care și corpul medical, inclusiv noi, nu aveam informații foarte clare, da? Deci a fost așa un... Voi ați fost instruiți? Da. Cum instruiți? Să comunicați? Adică v-a adunat pe cineva, medici ăștia de familie, că tu ești medic de familie. Nu, dar știința ar trebui să ne ajute. Nu degeaba am făcut facultatea aia. Adică noi știam ce înseamnă vaccinarea, știam ce înseamnă ARN mesager, știam ce înseamnă o viroză. Adică aveam deja un bagaj de cunoștințe, doar că unii au reușit să apeleze la el, alții nu. Asta depinde de pregătirea fiecărui medic în parte. Pentru noi, doar virusul era nou. Patologia omului era cunoscută. Da? Adică aveam deja informații. Să nu, și asta știu pentru că noi în facultate, eu în facultate, mi-aduc aminte la stagiul de boli infecțioase, că am studiat familia coronaviridelor, da? Din care face parte coronavirus. Și știam că există acest virus la animale. Da? Și mai sunt o listă de virusuri care există încă la animale și, din păcate, pot trece oricând la om. Să devină patologic și pentru om. Exact cum s-a întâmplat și cu HIV-ul. Da? Adică un virus oricând poate să adapteze la un organism nou. Da? Și atunci ce s-a întâmplat, de fapt, de foarte mulți medici? Cred că n-au avut voce. N-au avut o voce. Nu, eu vreau să zic, de foarte mulți medici au venit și au zis, terminați-vă, domnule, cu coronavirus. Era pur și simplu, ți-am spus, cred că nivelul de educație și cine a reușit să pătrundă în media la momentul respectiv. Pentru că oamenii bine pregătiți nu i-am văzut pe sticlă, sincer. Da. Oamenii care știau și aveau un cuvânt de spus. Doamna Pop și doamna Alberts, spre exemplu, un medic oftalmolog și un medic ginecolog, au fost principalele voci, să zicem așa, anti-vaccin, din rândul corpului medical, sau cel puțin din punctul meu de vedere. Au fost mult mai credibili decât specialiștii în domeniu. Și știi de ce? Păi eu de asta m-am te gândit întreb. La asta. M-am gândit la asta pentru că, pe de-o parte, ei deja aveau o imagine construită și oamenii deja aveau încredere dinainte de toate lucrurile astea, pe de-o parte. Pe de altă parte, au avut voce și au reușit să pătrundă în mintea omului pentru că, cum să zic eu... Aveau încredere, aveau un bazin aveau de încredere. Deja... Și doi, oare a contat și modul în care se adresau? Era faptul că era mult mai colovial, mult mai pe înțelesul lumii. Exact, exact. Adică eu țin minte când mama a auzit de booster. Da, ce e boosterul? Asta mama și m-a întrebat mămica mea, dar zice, mămică, boosterul ăsta, ce fac eu cu el? Nu faci mamă cu el, că mama mea e fără de școală, îți dai seama de ce e la booster. Dar iar ăștia ziceau, trebuie să facem boosterul. Da, pe când ei le spuneau, bă, e să rămâi impotent, bă, dacă faci injecția asta. E, uite, că tot ai adus în discuție chestia asta. Din păcate, am observat COVID-ul în sine lasă și problemele astea la unii dintre pacienți. Deci COVID-ul lasă, nu vaccin. COVID-ul lasă. Deci am observat chestia asta. Adică, bă, băieți, dacă vreți să fiți potenți în continuare, boală, da, faceți, frate, vaccin. Dar uite, da. De ce nu s-a folosit informația asta? Pentru că nu știu, cred că comunitatea științifică n-a reușit să se mobilizeze în România cel puțin și să facă cercetare în sensul ăsta, să aducă dovezi sau măcar prezentări de-astea de caz, cum facem noi între noi. Da? Că nu putem face o legătură de cauzalitate, să zicem, da, domnule, sigur e asta. Dar ce s-a întâmplat când ai un virus, da? Omul ăla n-a avut nicio problemă până atunci și după boală imediat a apărut și problema cealaltă. Ori a avut el un fundal, adică nici noi n-am reușit să ieșim în față să spunem lucrurile astea. Înțelegi? Am văzut, de exemplu, femei care au avut probleme cu ciclul menstrual, care a fost... o mare problemă. Multe femei au avut nevoie de transfuzii pentru chestia asta. Și am avut multe cazuri în sensul ăsta. Am văzut cu ochii mei chestia asta. Și încă nu putem spune de ce. Da? Pentru că încă virusul ăsta trebuie studiat și trebuie studiat mai mult decât vaccinul. Că tot s-a folosit argumentul ăsta că nu e un vaccin. Nu e adevărat. E un vaccin foarte studiat. E o tehnologie foarte studiată și o tehnologie pe care noi o știm de foarte mulți ani.
Să nu uităm, prin anii 80 au început cercetările pe ADN foarte puternic, da? Deci nu era ceva chiar nou. Mm-hmm. Dar că n-a avut nimeni, nu știu, curajul, respectul față de meseria lui să iasă să spună lucruri de genul ăsta. Da? Pentru că, repet, noi știam lucrurile astea, le aveam în bagajul nostru de cunoștințe. Da, într-adevăr, era un virus care a făcut o emergență la om, era nou, nu știam cum se comportă la om, eram la fața de observație și normal că la început am încercat să nu, probabil, autoritățile au încercat să nu isterizeze populația, da? Într-un fel sau alt. Și au fost rezervați și au zis la început că masca o poartă numai cel bolnav, da? Adică afirmații de genul ăsta, care erau complet, oricum erau în afara unui context științific, pentru că se știe clar, în timp de endemii, da? Că nu sunt doar pandemii pe lumea asta, sunt și endemii, cum e gripa, cultural ar fi trebuit noi să știm deja că din octombrie până în martie să purtăm mască, da? Cum fac japonezii. Dar aia sunt obișnuiți, aia sunt educați în sensul ăsta. Da? Pe la noi masca e considerată botniță. E, da, botniță. Păi nu, serios, adică dacă nu poți să respiri, cum respirați voi, mă, medici, cu masca aia pe față? Uite, foarte bine, uite, eu, de exemplu, pacienților care vin cu anxietatea asta, că dezvoltă un oare, la urmă, un obiect pe față pe care unii îi sperie. Și fac un experiment cu pacienții, le pun pulsoximetru pe deget și le zic, dați masca jos și respirați, las un minut să respire și le arăt cât e oxigenarea, 98%. Deci e foarte bun. Acum vă rog, puneți-vă masca la loc și le pun din nou pulsoximetru pe deget. E, cât este? Tot 98%. Zic, e, vedeți, puteți respira la fel de bine și cu și fără. Da. Și oamenii ăia se conving și atunci o poartă. Că mă lupt și cu asta, cu pacienții. Hai, uite, cred că asta e foarte important, știi, de la talpa țării, să zicem așa, Valea Argovei fiind zonă rurală, Doamne iartă-mă, dar dintr-un județ nu foarte bogat, care sunt principalele temeri pe care tu a trebuit să faci, să iei contact, să zicem așa? În primul rând, frica de spital. Aia a fost cea mai mare temere cu care ar trebui să lupt, inclusiv cu aparținători, pentru că oamenilor le e frică de spital. Nu au încredere în spitale, nici măcar în corpul medical de acolo. Și mulți au murit pe tema asta, pentru că le-a fost frică de spital, au rămas acasă, noi neavând instrumente cu care să intervenim în bunătățirea sănătății lor și atunci s-a întâmplat nefericire, au murit. Uh-huh. Da? Și frica asta, practic, i-a omorât înainte de virus. Da? Adică când întâlneam pacienți care îmi spuneau nu mă duc la spital, că mor acolo, că... Da? Știam că evoluția va fi proastă, mai ales la un pacient care are multe alte boli și evoluția lui nu era deloc fericită. Pe mulți i-am întâlnit deja când era prea târziu. Da? Pentru că au stat acasă, n-au spus nimănui că suferă de ceva, de frică. Da? De frică că mă bagă ăștia la COVID. De parcă, da? Nici ei nu au argumente foarte puternice, doar frica de spital. Uh-huh. Da? Și atunci, din păcate, acolo e lupta. Când te duci la om acasă, pentru că te cheamă familia când starea lui s-a degradat și te duci la ea acasă, că ei nu mai sunt deplasabili, și întâlnești o familie speriată, mă rog, eu am și testat tot ce am prins, pentru că știu că asta este soluția pentru a izola un virus, e testarea și ca să poți să izolezi cazurile, să nu meargă în comunitate, să împrăște mai departe. Și am testat foarte mult, mi-aduc aminte în valul 4, cam aproximativ 500 de teste am făcut. Și mergeam la ei acasă și asta era prima sintagma a pacienților, să nu mă duceți la spital. De parcă era... Acolo avea oarecum garanția morții, să zicem, da, așa. Da, că acolo, dacă ajung acolo, sigur mor. Da. Eu încercam să le explic și le spuneam, după, dacă rămâne acasă în situația în care l-am găsit eu acum, sigur moare. Măcar la spital primesc o șansă. Da. Da. Și e greu să le schimb. Adică pacientul mai educat, care a terminat un liceu, a terminat o facultate, mă refer la aparținători, la membrii familiei, pe ei reușeam să-i conving. Da?
Dar vorbim de oameni care nu au educație și nu au... sunt pur și simplu needucați. Na, nu s-a ocupat nimeni de chestia asta și ei au fost cei care au sfârșit cel mai bun. Deci teama de spital. Oarecum încrederea în instituții, să zicem așa. Da. Foarte slabă. Altă teamă. Păi asta e principala, sincer. Alte temeri, frica de moarte, dar pentru aia ei nu făceau nimica, pentru că intervenea frica de spital. Asta a fost ce am identificat eu în comunitate, da? Frica de spital. Bun, dar asta a fost acutizată de pandemie, pentru că frica de spital exista și înainte. Da, pentru că pe sticlă au apărut oameni care stau pe hol, oameni chinuiți de medici, da? Uh-huh. Săraci stau pe hol, da? Adică când s-a spus că strategii bune de comunicare să arăți imaginea din spital, nu s-au gândit la celălalt tăi și al cuțitului. Da? Și oamenii s-au speriat foarte tare și au zis, de ce să mă duc la spital să stau pe un hol? Păi da, pe holul ăla primești un medicament. Da? Primești un oxigen, lucru pe care tu nu-l ai acasă. Da? Unii pacienți și-au făcut rost de oxigen, dar din păcate oxigenul nu e suficient ca să combați boala asta. Adică da, a fost curând oricum. S-au spălat mai mult pe mâini oameni? Nu-mi dau seama. Știu că au folosit mai multe geluri, că vorbeam cu farmacista și am întrebat-o, zic, dar cumpără lumea dezinfectante? Că eram curios. Asta da, foloseau mai mult dezinfectant. Nu știu dacă se spălau mai des pe mâini, dar dezinfectant foloseau mai des. Aia e clar. Da. Da, și la nivelul comunității existau așa dezbateri despre COVID? Doar asta se discuta. Mă rog, pacienții mei, am realizat că sunt și un pic speriați de faptul că merg la dispensar și le bag bățul nas. Pentru că eu testez orice suspiciune, eu mă zbat cumva, ori plătesc de la mine, ori dacă au posibilitate cumpăr eu un test. Acum, Doamne ajută, putem să facem asta gratuit pentru pacient, că ne-a permis ministerul și putem să facem asta gratuit pentru ei. Da, dar și asta e o temere, că vin la cabinet să-i testăm, dacă sunt un pic răciți. Din păcate, așa e situația acum. Ești un pic răcit, trebuie să te testezi. Ai avut pacienți care, hai să zicem așa, erau foarte nasoli și care refuzau orice chestiune medicală? Nu refuzau tratamentele noastre, de la tratamentul pe care îl propuneam eu ca medic. Dar refuzau spitalul cu orice... Deci hai să zicem așa, exista încredere în medicul de familie, dar nu în instituția spitalicească. Nu. Deci medicul de familie, e, cel puțin asta am observat, e în comunitățile astea mici și sărace, da, e zeul locului. El trebuie să le știe pe toate. Uh-huh. Da? Și să știe să poată să le facă pe toate, deși nu poate, din păcate. Da? Uite, chiar purtam discuția acum cu pacienții, domne, de ce nu dau drumul ăștia la antivirale la voi la cabinet? Zic, nici eu nu știu, că trebuia să le avem de mult. Zic, de ce trebuie să se ducă într-o instituție spitalicească un caz mediu care putem să inițiem terapia cu antivirale? Într-adevăr, trebuie niște analize la bază, să vezi cum este funcția hepatică, cum... Și e complicat la țară să vezi toate lucrurile astea, dar măcar empiric am fi putut să începem lucrul ăsta. Și apoi, dacă se agravează lucrurile, să mergem în spital, da? Tocmai pentru că oamenii nu se adresează spitalelor. Decât când atunci când sunt foarte rău. Da, și eu mă întreb de ce nu ajung antiviralele la noi. De ce să nu le putem noi, medici de familie, să le prescriem? Înțeleg rațiunea că trebuie să analizați, că trebuie să li se facă o radiografie, că trebuie să... Da? Sunt toate lucrurile astea. Dar oamenilor de la țară ar fi mai ușor să lucreze cu noi, cu medicul de familie. Da? Și totuși au fost foarte mulți medici de familie care ei înșiși erau antivacciniști. Of, acolo eu cred că este o problemă de educația medicală pe care a primit-o. S-a alterat. Da? Da, trebuie să mă fac să înțeleg, pentru că tu ai venit și ai spus așa mai devreme, vă stai puțin, că noi am învățat școală, dracu, adică am făcut școală, păi am învățat toți, ce e aia. Spus că nu toți. Deci nu toți au trecut serios prin școală și au înțeles de fapt cum ar trebui să înțelese lucrurile. Da? Deci vorbim despre calitatea învățământului. La urmă, da, ne întoarcem din nou la educație. Da. Educația la unei dintre medici, din păcate, este alterată. Nu.
Cum ai catalogat un medic care dă o adeverință de vaccinare pe nașpa? Ah, criminal. Din punctul meu de vedere, indirect, omul ăla, prin gestul ăsta, a omorât alți oameni. Nu am altă definiție. E o afirmație dură, dar este reală. Adică oamenii care nu s-au vaccinat și au ajuns în spital, da, și au murit pe barba acelui medic. De la tine au venit oameni să zică, domn doctor, ei, normal că au venit. Da, dar cam care era mercurialul? Cam cât se dădea pentru o combinație de genul ăsta? Nu știu, că n-am întrebat niciodată. Ce ai făcut, mă, Cristi? Deci am tăiat discuția de la bun început și le-am spus în felul ăla. Am încercat, în schimb, să-i conving să se vaccineze pe bune. Asta am încercat. Da. Am spus, uitați, eu nici nu discut despre a vă da adeverințe pe nașpa sau nici nu cap în discuție, dar haideți să discutăm. Și îi așezam și stăteam. Dar de ce vă e frică? Că asta e prima întrebare. Că iau o frică. A, domnul doctor, n-au argumente. În fața unui medic, de obicei, argumentele se pierd așa. Mm-hmm. Da. Mai ales medicul care și-a timp să stea să le explice. Da. Și atunci începeam să le explic, domnule, uitați, ăsta vine, pleacă, stă acolo 3 zile, vă face anticorpi. Zic, tocmai pentru că sunteți bolnav, ar trebui să o faceți. Uitați, le dau exemplu de alte cazuri. Adică am întâlnit și o situație de-astea, să vină să-mi propună să le vaccinez pe nașpa. Eu, în schimb, am zis, am încercat să-i conving să se vaccineze pe bune. Am reușit pe alocuri, da? Am zis, până la urmă, ce e o înțepătură? Adică am încercat să-mi și minimalizez un pic lucrurile ca să prindă curaj pacientul, da? Și după aia le spuneam, aia ce ați pățit? N-ați pățit nimic, că îi țineam jumătate de oră pe ăștia mai fricoși, da? Nu îi țineam 15 minute și stăteam acolo pe lângă ei să se simtă în siguranță, da? Și apoi le explicam, zic, pe care m-ai întâlnit, spuneți să vaccineze. Uitați, n-ați pățit nimic, da? Cam da. Câți ai reușit să vaccinezi așa procentual din cei, hai zicem așa, din care aveau principala nevoie? Foarte puțin. Deci foarte, foarte puțin. Autoritățile locale de acolo, de la Valea Argovei, s-a implicat foarte mult și a adus și o caravană. Mm-hmm. Eu mă așteptam, după ce îi pisasem cu discursul provaccinare, da, și de câte ori prindeam, v-ați mai gândit, dar haide să mai discutăm, că ei vin la rețete și de câte ori prind, pacă, bag și discursul pe vaccinare, da. Foarte puțin. Deci eu mă așteptam să vină cu sutele la caravana pe care a organizat-o primăria și au venit vreo 50-60, foarte puțin. Da. Nu știu ce am putea face. E vaccinarea obligatorie o soluție? E sensibil ce urmează, dar ar fi o soluție, pentru că știu, adică la modul responsabil, că nu le-ar face rău. Și un principiu medicinii e primul non nocere, da? Și când vorbim despre vaccinarea pentru COVID, vaccinarea obligatorie ar fi o soluție. Doar că politicianul nu vrea să-și piardă masa electorală, da? Pentru că obligativitatea unui vaccin, bine, o să-mi iau și eu multe șuturi pe treaba asta. Păi, dar eu crezi că totul trebuie să fie, oricum ne luăm șuturi. Dar cel puțin în situația pe problema COVID, da, ar fi o soluție, una dintre soluții și una viabilă, mai ales pentru că vaccinul are un profil de siguranță foarte bun. Deci foarte bun, da? Vorbim de vaccinurile pe care le avem în momentul ăsta de față aprobate, da? Într-adevăr, a fost la început scandalul cu trombozele și cu toată lumea a rămas că fac cheaguri. Trebuie să ai niște probleme serioase înainte și ca să se întâmple asta. Și medicii reușesc să identifice situațiile astea, da? Atunci, că de asta se face un triaj înainte de vaccinare. Există un formular și noi putem să distingem persoana care este la risc să dezvolte, să dezvoltă un efect secundar care poate să fie letal. Dar ar fi o soluție. Mie mi-ar fi plăcut să fie obligatorie. Repet, pe rațiunea că e un vaccin sigur, cu un profil de siguranță foarte bun, cu o tehnologie care o să o vedeți în timp că se vor dezvolta vaccinuri pentru multe alte boli. De exemplu, acum dezvoltă un vaccin pentru HIV pe aceeași tehnologie, lucru pe care nici nu îl speram acum 10 ani, da? Și nu e nevoie de cercetare 10 ani. Platforma celor care dezvoltă astfel de vaccinuri este ceva fantastic. Acolo sunt hectare, da?
de laboratoare și de oameni angrenați în toată situația asta, oameni mult mai deștepți și mai luminați față de noi, care fac chestia asta și or să salveze milioane de vieți. Da? La nivel local, la nivel local, a existat vreo diferență de opinie între medic, preot, politicieni privind vaccinul? Evident, evident că au existat. Uitați, la mine sat, uite, chiar nu m-am interesat să văd dacă familia preotului s-au vaccinat, din câte știu că da. Dar cred că depinde foarte mult de individ și de educația lui, de cum percepe informația. Da? Mă întorc chiar la discuția educației. Da. Iarăși la noi, educația medicală în școli, zero. Da? Zero. Deci oamenii ar trebui să știe ce înseamnă un diabet și un hipertensiune. Ar trebui să fie o cunoștință de bază a unui om. Da? Lucru care la noi, acum am văzut așa firicele din așa ceva. Da? Deci hai să luăm așa. Ceea ce am avut în COVID, de fapt, toată reticența asta privind vaccinarea are drept cauze următoarele elemente și încerc să sumarizez. Încrederea foarte slabă în instituțiile statului. Recte, spital, în acest caz. Da, diferențele de opinie între oamenii luminați de la nivelul unei comunități, mai ales mici, da, profesorii, preoții, medicii, primarii, nu au mers pe aceeași linie. Iar în momentul în care ei s-au contrazis între ei, oamenii au făcut ce au crezut de cuvință. Și mai e sticla, nu uita de sticla. Da, sticla, adică informația care vine din afară, într-o țară în care consumul foarte, avem un consum fantastic de televiziune, da, și faptul că acolo au avut acces oameni care au făcut rating, nu oamenii care au făcut informații, nu au dat informație corectă, da? Și patru, hai să zicem așa, cultura comunității. Bă, ne ducem la spital doar când mai avem puțin și murim. Până atunci, Dumnezeu cu milă. Da. Da, am sumarizat bine? Da, ai sumarizat bine. Cam asta e imaginea. Cam asta e imaginea. Și e tristă pentru că, din păcate, aduce tragedii multe. Tot conglomeratul ăsta a ucis. Da. Tu ai și romi și români în da, zonă, da. Dacă drept pacienți. Da, da. Există vreo diferență privind raportarea față de vaccin? Există diferență între cele două grupuri minoritare, să Absolut zicem? Absolut deloc. Fricile sunt aceleași, informațiile pe care le primesc sunt aceleași, reacțiile sunt aceleași, adică din ce am observat eu. Da. Cât de, din contră, oamenii ce am observat, oamenii mai simpli, nici nu poți să discuți mai mult cu ei. Da? Asta e păcatul, că eu am multe cuvinte. Da? Da. Am tolba așa mare și mă lupt cum să explic cât mai simplu lucrul ăsta, cât să pot să pătrund în mintea omului. Da? Acolo e problema mea. Da? Da. Cum fac, cum scad nivelul discuției, da? Cât să pot să-i conving. Mulți s-au convins, câțiva dintre ei, da? Și le mulțumesc că m-au ascultat și le-a fost bine. Că ce crezi, au făcut COVID și au fost foarte bine. Dar nu, nu există nicio diferență din punctul meu de vedere. Ai văzut păreri de rău în momentul în care s-au îmbolnăvit și le-a fost... Da, da. Pacienți care mi-au zis, mai bine vă ascultam, domnul doctor. Și chiar am zis că vreau să pornesc un jurnal al pacienților unde să scrie experiența. Unul chiar mi-a scris pe o foaie, ci că așa ceva eu n-am trăit cât exist. Și mai bine mă vaccinam, să nu mai trec prin așa. Păi și s-a vaccinat după? S-a vaccinat. S-a vaccinat după. S-a vaccinat după. Ai avut și din ăștia care ziceau prost am fost și după ce și-au revenit n-au făcut vaccinul? Exact. Au fost și ăștia care, nu, au fost familii, și asta mi-e uimirea, unde le-au murit chiar doi membri de familie în același timp, da? Unul dintre alte probleme, dar unul dintre membri a murit. Și după ce au decedat și au văzut cu ochii lor cât de dură e boala, tot nu s-au vaccinat. Adică, în continuare, sticla a fost mai puternic. Da? Și chiar mă întrebam, zic, măi, dar oare ce poate pe oamenii ăștia să-i convingă? Oare ce? Încă mă întreb. Oare ce poate să-i convingă
pe oamenii ăștia, dacă nici moartea nu te-a convins, și vorba aia, moartea mamei, moartea fratelui, moartea, da? Na. Ce poate să-i convingă? Na. Cum vezi campaniile de vaccinare viitoare? Cum le văd? Pentru că, uite, ca să dezvolt, da, din punctul meu de vedere, în momentul de față s-a jucat inclusiv modul, da, imunizarea societății românești pentru boli mult mai dure, sau cel puțin la fel de dure, pentru următorii foarte mulți ani. Credibilitatea vaccinului în momentul de față este serios pusă la îndoială din cauza inacțiunii statului. La copii, ca asta vreau să zic, la copii am observat totuși că când vorbim de vaccinurile din schema națională de imunizare, acolo nu sunt probleme. Ai o veste bună. Am rămas cu o tuse. Mi-a spui. Așa, acolo nu sunt probleme. Cum văd, cred că tot la noi trebuie să ajung la medicul de familie. Noi, pentru că noi avem contact cu pacientul mai tot timpul și dacă nu-l conving într-o lună, în jumătate de an, tot de gura mea și tot se va vaccina. Da? Și alta e când stă cu medicul pe care îl cunoaște de atâția ani de zile sau pe care îl vede lună de lună și stă acolo cu el și îl ține de mână când face. Vorbesc de pacienții care le e foarte frigă. Medicul ar trebui să fie, și mă refer la medicii implicați, că vorbim de medicii care sunt antivacciniști. Și ok, nu obligăm populația, dar putem obliga medicul de familie. Da? Mă gândesc că e mai ușor. Adică să devină obligatoriu cumva pentru toți medicii. Probabil o să-mi iau șuturi și pentru asta. Să devină obligatoriu să vaccineze la cabinet pentru COVID. Una dintre soluții. Păi și vaccinează, da, la chivetă. Păi să-l prindă și să-și asume. Acolo ce crezi că ar trebui să se întâmple cu medicii ăștia care încalcă povestea asta? Să li se ia praxisul, să nu mai aibă dreptul de practică. Cunoști medici cărora li s-au retras dreptul de practică? Medici de familie? Deocamdată nu. În general, așa, nu neapărat acum. În general? Da. Că eu nu cunosc. Nu. Și știi de ce? Pentru că nu avem medici de familie. Și e greu să te legi de un medic de familie care, așa cum funcționează, nu cu la toți parametrii normal, da? Totuși e util acolo. În loc unde, da? În speță vorbim de pacienții cronici care nu pot merge la, către spital tot timpul să-și ia tratamentul, da? Trebuie să meargă la medicul de familie, că de asta există dispensarizarea. Dar se acceptă situația asta pentru că nu avem medici, da? Deci e un fel de închidem un ochi, ne uităm jumătate la o situație, tocmai pentru că nu sunt medici. Și atunci nu poți să alungi din sistem, pentru că medicul poate foarte ușor să meargă în altă parte, să se reprofileze foarte ușor, pentru că vorbim de un om cu educație, și mai ușor, de exemplu, să vinzi medicament, că știți la fel, da? Mai puțin stres, mai puțin responsabilitate, și atunci există temerea asta, că medicul va părăsi locul. Da? Și e o temere reală, pentru că nu suntem suficienți. Tu ești și etnic rom, asumat. Cât de mult contează asta în relație cu pacienții tăi, apartenența ta etnică? Contează? Ai simțit vreodată că contează? În bine sau în rău? Personal auxiliar, cel puțin pot să spun că și-a schimbat atitudinea față de pacientul rom. Da? Uh-huh. A devenit mai blând, mai normal. Da? Chiar un pic exagerată. Da? Să-ți intre în grații. Da, exact. Și mă bucur asta, plus că ușor văd că crește adresabilitatea lor către noi, da? A pacienților etnici rom, da? Și probabil cei care știu se simt mai acasă, din moment ce mă știe pe mine acolo, da? Și mă bucură. Mă duc cu... Te-ai simțit vreodată evitat din cauza apartenenței tale etnice? Nu. Nu. Când vorbim de meserii de-astea importante, unde e viața ta în joc, dispar cumva, reușesc să dispară lucrurile astea, să se șteargă. Încă nu m-a refuzat niciun pacient. Deci, nu m-au refuzat pentru că oricum și-au dat seama că sunt medic foarte bun. Cum să nu, da. Și mă bucur că nu pun în față etnia mea când vine vorba de actul medical, da?
și nu se interpune între relația mea cu ei și nu se interpune treaba asta între mine și relația lor, da? Până la urmă acolo sunt medic și contează foarte mult cine ești. Și un medic are autoritate, da. Întotdeauna ți-ai dorit să fii medic? Nu chiar întotdeauna. Când era mai mic, știi că eu am făcut facultatea de drept. Mă visam marele avocat care apără romi. Da? Mm. Mi-am dat seama că nu mi se potrivește. Nu-i de tine. Nu-i de mine. Nu pot să apăr ca avocat. Dar pot să salvez vieți. Și așa am construit visul ăsta. Plus a fost moartea unei colege care m-a mișcat. Au fost mai multe lucruri care ca avocat știam că e foarte greu să reușești, na? Bă, și ca medic ai învățat mult până ai ieșit pe banii tăi. Dar nu învățatul e problema. La mine n-a fost învățatul problema. Problema a fost unde pot să mă desfășor, na? Să-mi desfășor abilitățile pe care le-am căpătat. În medicină e mai ușor decât în avocatură. În avocatură, când m-am dus la un avocat când trebuie să faci 2 ani de praxis sau așa ceva, și când mi-a cerut 60.000 de euro, am zis, și e legal, adică nu sunt bani ilegali, da? Deci nu vorbim de plăți informale. Mm-hmm. Asta e o plată ca să fiu ucenicul lui, știi, ca să înveți meseria. Na. Și aveam o prietenă medic și din discuțiile cu ea mi-am dat seama că acolo nu ți trebuie chiar bani, trebuie să înveți. Că dacă înveți, este suficient să devii medic. Da? Și asta m-a condus către medicină, înțelegi? Ce sunt ai tăi? Mama a fost de toate. Și tâmplărița a fost. Și asistent medical și a renunțat. A fost și infirmieră. Taică-mi e turnător de fier, da? Că, mă rog, relația mea cu el nu e chiar strălucită, nu știu exact. Am înțeles că a lucrat și a turnat fier, dar mama știu că a făcut mai de tot ce a putut să facă. Și a fost o oportunitate, a vândut și legume în piață, mama a făcut și... Deci nu ești din familie de sânge albastru. A, nu, nici vorbă. Da? Am fost niște oameni săraci, foarte săraci chiar. Mama la un moment dat nu avea job și nici nu reușea să angajeze cu 2-3 copii, mă rog. Era complicat. Și cineva singură, da? A trecut și printr-o depresie ani de zile, s-a luptat cu depresia și a trebuit să stea acasă. Și noi am crescut mulți ani din ajutor social. Și din mâncarea aia la cantină. Da? Mm-hmm. Eu mergeam de 3 ori pe săptămână la cantina seara. Atât de sărac era. Da? De multe ori, singurul lucru pe care îl aveam în casă era 1 kilogram de mălai. Da. Pe o săptămână sau chiar. Și mai mult uneori. Și trăiam așa. Așa am trăit. Deci nu vin din sânge albastru nici vorba. Cum te simțeai față de ceilalți colegi atunci? Întotdeauna mă simțeam inferior. Aveam complexul ăsta că și hainele mele erau mai urâte și caietele mele scria Guvernul României pe ele. Erau de la programul de ajutorare, da. Da. Și încercam să le ascund. Da. Fie lipeam chestii pe ele să nu le vadă colegii, da? M-am simțit inferior întotdeauna. Da. Și totuși, da. Ai visat. Totdeauna am visat. Da. Ce te-a făcut să visezi? Mama. Deci, mama, o vedeam tot timpul tristă și discursul ei și discursul lui bunicul, da? Tot timpul ne spunea că nepoții lui trebuie să ajungă să vorbească cu boierii. Boierii erau toți, înțelegi? Nu era cine, erau toți ceilalți. Și durerea lui mama, ți-am zis, cred că am mai vorbit despre privirea aia de supărare a mamei, da? Când o vedeam, am zis că trebuie să fac orice să nu o mai aibă, da? Și cumva, și cu susținerea ei și faptul că ea ne-a zis, eu visez întotdeauna să am un avocat și un doctor, da? Tu ce, le fac pe amândouă. Da. Să fie o treabă, da? Și toate astea m-au împins să învăț. Am știut că asta e singura mea scăpare din sărăcie. Nu aveam altă poartă decât cartea. Dacă ar fi să mulțumești unor oameni în viața ta, sunt mulți. Care? Hai să facem o listă. Păi, în primul rând, mami. Deci nu încape în discuție. Fără ea nu reușeam nimic. Fără mintea ei deschisă, în primul rând, da? Mm-hmm. O femeie foarte deschisă către nou, către, da? Mulțumesc bunicului. A crescut în noi mândria cumva, da?
Mulțumesc doamnei doctor Luță Tânde, care, fără să facă mare lucru, m-a inspirat. Da? Mulțumesc profesorilor care au văzut în mine potențialul. Da? Și e aici doamna doctor Laura Popescu, doamna doctor Ioana Daha, mulțumesc profesorii de biologie din liceu, da? Am și uitat cum o cheamă, sunt mulți ani de atunci, dar am uitat cum o cheamă. Mulțumesc și oamenilor care m-au tratat nașpa, da? Care s-au uitat la mine ca un om fără posibilitatea. Lucrul ăsta m-a făcut să fiu și mai drăcoș. Și mai drăcoș, da. Și lor le mulțumesc. Hai, fii atent. Da. Un lucru care putea să te dărâme, dacă poți să ne-l spui, și un lucru care ți-a dat aripi. Sau o întâmplare care putea să te dărâme și o întâmplare care ți-a dat aripi. Cred că moartea mamei m-ar fi dărâmat. Deci dacă mama ar fi pățit în toată această perioadă, nu știu dacă aș fi rezistat singur, fără vocea ei care să-mi zunzene zilnic că e în buzunarul meu. Da? Sau poate cine știe, ăsta e doar un exercițiu de imaginație. Dar un lucru real care ar fi putut să te dărâme și peste care ai trecut. Care ar fi putut să mă dărâme. Anul în care n-am luat bursă. Da. Și anul în care am intrat la medicină. Da? Atunci n-am avut bani. Da. Bani. Lipsa lor. Da? Lipsa burselor și susținerea asta financiară. N-aveam cum să duc la capăt toată treaba asta. Este evident. Și în anul în care n-ai luat bursă, ce ai făcut? Am muncit pe șantier. M-am dus pe șantier, am văruit, am pus parchet, în timpul liber și vara, știi? Asta m-ar fi putut, lipsa puterii de muncă, da? Asta m-ar fi dărâmat, da. Ce mi-a dat arip? Reversul, mama. Și tocmai pentru că am întâlnit programe care m-au susținut financiar, da? Fix lucru, elementul de care îmi lipsea, da? Nu poți să faci performanță fără bani. Na. Tu ești unul dintre bursierii programului Roma Memorial University Scholarship Programs. Da, la început a fost o generație de specialiști români în domeniul medical. El s-a terminat și a fost preluat de RHSP. Da, deci da. Programul ăla oferea sprijin financiar și nu numai. Da, nu numai. Da, și de network pentru studenții romi înscriși la programele de medicină. Da. Da, în zona de terțiar. Cam câți ați fost? Așa, tot programul din câte știi. În generația mea, eu am cunoscut aproximativ 200 de studenți. Am 200. Mai vorbiți? Deci cam 200 de oameni, de bursieri, care marea lor majoritate, da, an de an, să zicem așa, care marea lor majoritate sunt medici și asistenți. Da. Da? Da. Mai stați de vorbă între voi? Toți romi, apropo. Toți romi, da, evident. Mai stați de vorbă între voi așa? Sunt, probabil că depinde și de orașele unde am fost. A depins foarte mult relația și de orașul unde ne-am desfășurat. Dar câțiva dintre ei chiar colaborez. Adică am rămas în... trimit pacienți către ei... schimbăm păreri, da? Sunt câțiva, nu toți, da? Câțiva sunt. Am mai auzit foarte ciudat de Sorin Lăcătuș. Da? Am auzit că e medic în Germania. Întâmplarea este. Unui... Am vorbit cu el acum ceva vreme. Fratele unui coleg de grupă este și el medic în Germania și a dat acolo de el. Au început să vorbească, da, și așa mai aflat despre Sorin lucruri. Dar sunt câțiva colegi cu care ți-am zis, colaborăm în momentul de față ca medici. Sunt și colegi care nu mai recunosc că sunt de etnie romă acum? Nu știu. Sper eu știu câțiva. Da. Îmi pare rău. Eu nu vreau să-i cunosc. Ar fi păcat să... Pe de altă parte trebuie și înțelegi. Te rog, dezvoltă. De ce ar trebui înțelegi? Pentru că le e frică de respingerea mediului în care lucrează. Totuși, eu ca medic de familie, acolo e un mediu independent. Acolo eu sunt șeful meu. Da? Eu tai, eu spânzur. În spital nu mai e așa. Fumă să înțeleg. Da. E atât de rasist sistemul medical? Măi, când la cursuri auzi, nu te fă ginecolo că vin țigăncele cu 7 fuste.
E, din păcate. Sper să nu afecteze actul medical în vreun fel și să fie tratați, eu sper, deși nu știu că în realitate nu e chiar așa. Da, adică în actul medical există și amprenta personală. Oricât am vrea, 80% e știință, 20% e amprenta ta. Da. Și sunt, din păcate. Din păcate, medicii care sunt rasiști în ziua de azi sunt aceiași oameni crescuți de alți rasiști. Da? Și încerc să înțeleg că nu, vreau să cred că nu este vina lor în totalitate. Dar vina cu e, Cristi? Adică în momentul în care tu transferi idei de genul celor promovate, ce l-o spuse mai devreme, e vina cui? Cred că istoria e de vină. Fă-mă să înțeleg. Păi 600 câți ani de... 500. 500, da, de robie. Și cred că asta spune totul. Cât ai fost sclav, da? Și istoria ta asta a fost, amprenta ta asta a fost în istorie. E foarte greu să ștergi de pe fruntea cuiva numele de sclav, chiar dacă au trecut atâtea generații. Și cred că istoria și faptul că nu e cunoscută, că tot, faptul că nu se vorbește despre asta. Povesteam cu o colegă din Germania că povești despre Hitler, da? S-au auzit de-abia la vreo 20 și ceva de ani, de fapt, cum a stat treaba. Oamenii nu știau. Și ne întoarcem iarăși, educație. Educația e răspunsul la toate din punctul meu de vedere. Da. Acolo e nucleul ăla de schimbare. Da. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Uf, dar sunt deja ce... Da, mie îmi spui, eu încă mai am vise. Și mai mare, da. Vreau să fac un doctorat. Da. Vreau să-mi continui cercetarea pe fibrilația atrială și pe calitatea vieții. Pe ce, mă? Fibrilația atrială e o boală de inimă. Zici tu de inimă, să aibă frezoane. Dă-și tu gândele, să înțeleg bate și eu. Bate mai repede adică, decât ar trebui. Cum e fibrilație? Da. Ți-am povestit faza? Da, scuze-mă că te întrerup, da? Taică-mi în țigănie. Da, îi se face rău. El avea ceva probleme cu inima, nu știu ce probleme avea. Da, adică știu că a ajuns la bypass și la tot felul de chestii de genul ăsta. Și într-un moment de criză își pierde cunoștința și în cădere se trezește cu o vânătaie așa, știi? Puh, da. Bineînțeles, cheamă-i mei salvarea, tot acum, știi, vine salvarea. Și în timp ce îl consultau medicii cu asistent acolo, ei au plânat, vai ce echimoză urât aveți. Tata aude echimoză, zice, mă, mâncați ești curat. Sofia. Da? Sună bine. Da, logic, când a văzut în țigănie da, salvarea în fața porții, toți verișorii au venit să vadă ce s-a întâmplat cu, ce, la mine acasă, știi? Și toată lumea, ce ai pățit, Emil? Ce am o echimoză, mâncava așcură vostru. Da? Toată lumea a zis, mâncați așpana ta, ăsta moare. Deci cred că e cancer, frățioare, generalizat, cu metastază, da? Și toată lumea cu echimoza lui tata pe buze, moare Mircea care e echimoză. Da? Eu nu eram în țară în momentul ăla, mă sună fratele meu și îmi zice, băi, da, nasolul tata. Nu reușeau să-l convingă să ducă la spital. Da? Pentru că tata, exact ce ziceai tu, nu mă duc la spital, nu mă duc la spital, nu mă duc la spital. Da, pun eu mâna pe telefon, nici nu eram în țară și da, reușesc prin tata să vorbesc cu el. Ce ai pățit, mă, tată? Rău, mă, tată. Îs rău. Eu acum sunt pestii. Îs rău. Dar ce ai pățit? Am o echimoză, tată. Și eu am început atunci din cauza furiei. Băi, mi-a și picioarele în ea de echimoză și de vânătaie pe care o ai tu. Dă-o, dracu, de vânătaie. Zim ce ai. Da, ei, dacă se men cu măta. Logic, se men cu măta. Nu, dacă era măta de repede că te-ai... Am reușit să-l conving să se ducă la spital, da, și atunci am reușit, datorită acelei plecări, da, au descoperit ei problema cardiacă pe care tatu aveau și au pus stimulator cardiac, da, pentru că avea insuficiență cardiacă majoră. Nu, asta vis-a-vis de, cum ai zis, mă? Fibrilația atrială. Fibrilația atrială. Hai mă că mă dau și eu deștept de acum cu fibrilația atrială. De fapt, ce vreau să studiez e cum... La ce vreau să ajung e cum pot să cresc calitatea vieții pacienților cu boala asta de inimă. Da? De fapt, aia mă interesează. Boala e cunoscută în ansamblu. Și vreau să îmi dau seama cum pot să cresc calitatea vieții la ei. Da? Adică,
calitatea vieții mă interesează cel mai mult. Bă, să te ajute Dumnezeu și să te țină mintea, da, să faci chestiile astea. Sunt sigur că dacă îți pui în cap și muncești cu adevărat, e doar așa o idee și o acțiune distanță ca să pui în practică ceea ce ți-ai dorit. Acum, eu aș vrea să trecem așa în ultima fază și să mă gândesc la profesionistul Cristi Irimescu, care stă de vorbă cu foarte mulți tineri, așa cum el era acum 20 de ani. Ce le-ai spune? Să învețe. E singurul drum spre bine. Cartea. Păi și uite, fii atent, când le este greu, că n-au ce mânca, că uite gagica aia pe care o iubește, îi dă flit că e țigan și că e sărac. Când nu reușește să se ducă la petrecerile la care ceilalți se duc, etică, toate lucrurile pe care și tu și eu le știu că am trăit amândoi poveștile astea. Ce le-ai spune, tată? Să înveți. Nu le spun altceva, pentru că știu că dacă înveți, da, foamea o să dispară, respingerea o să dispară, toate lucrurile astea dispar așa cumva din jurul tău. Dar singura cale e învățatul. Repet, eu cred foarte mult în educație și știu că e singurul lucru care m-a scos din sărăcie, din respingere, din, da, toate lucrurile astea negre. Practic, cartea e ca o lumânare într-un mare întuneric. Da. Și dacă n-ar fi fost și oamenii aia care se tot susțină? Ar fi fost suficientă lumânarea care te-ar fi scos din întuneric? Nu, cineva trebuie să o aprindă. Și aia sunt părinții, sunt oamenii care au totuși o minte mai deschisă, da? Într-adevăr, tu poți să fii o lumânare întuneric. Și oamenii trebuie să găsești omul care să-ți aprindă lumânarea aia. Depinde de tine dacă o ții în viață flacără sau nu. Ce le-ai spune oamenilor care ar trebui să aprindă lumânarea pentru copiii aia? Pentru că mulți nu o aprind. Realitatea ne spune că, uite, oameni ca mine și ca tine sunt foarte mulți, dar sunt relativ invizibili pentru societate. Adică nu suntem neapărat o excepție. Sunt oameni mai deștepți, plecați mai jos decât noi. Evident. Și mai deștepți decât noi. Evident. Și mai buni decât noi, din toate punctele de vedere. Numai că ei nu sunt percepuți ca fiind romi, ca fiind ăia care au fost săraci, ca fiind, cum să spun eu, amărâți, ca fiind ceea ce este perceput ca fiind paria în societatea asta. Da? De asemenea, sunt oameni care aveau potențial mai mare decât noi, dar n-au ajuns niciodată la potențialul ăla. Pentru simplu motiv că cei care trebuiau să le aprindă lumânarea, n-au făcut-o. Ce le-ai spune lor? Să le fie rușine. Să le fie rușine. Dacă au așa ceva. Da. În moment ce nu aprinzi, nu vezi potențialul și treci pe lângă el, înseamnă că nici rușine nu ai. Nu cred că ei sunt... Probabil că sunt incurabili oamenii respectivi. Da? Și nu au ce căuta unde sunt. Dacă au trecut pe lângă un om cu potențial și nu au aprins lumânarea. Da? Înseamnă că locul lor nu e acolo. Hai să încheiem într-o notă optimistă. Da? Da. Când te-ai simțit mândru că ești român și când te-ai simțit mândru că ești rom? Uf. Ce complicat e asta, cumva să răspund. Sau te simți mândru că ești rom? Te simți mândru că ești român? Mândru. Cred că sunt mai mult mândru de realizările mele, știi? Și nu neapărat de etnicitatea mea sau de apartenența mea la un grup, fie el român sau rom. Ei nu știu cum să... Nu pot să răspund la întrebarea. Nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Nu trebuie. Tu răspunzi acum, deci dacă nu înțelegi, tu chiar răspunzi la întrebarea asta. Nu. Deci nu știu ce aș putea să... Nu cred că au fost momente. Ba da, dacă ei să mă gândesc așa, mă uitam la meciurile lui Halep. Da? Da. Atunci mă simțeam mândru că sunt român. Îi ziceam, măi, român, că de-a noastră. Da. Aveam un sentiment așa de exaltare, știi? Și oricum mă uit la tenis doar când joacă Halep, asta rare ori mă uit la alte meciuri.
Când sunt rom. Că sunt rom, mândru. Ah, uite, când te văd pe tine la realitate. Serios vorbesc, le spun oamenilor, el e genul, îl știu. Atunci am acela sentiment, înțelegi? No. Băi, eu m-am simțit mândru de apartenențele mele și mai ales de cea etnică. În momentul în care oameni ca tine au acceptat să intre în campaniile noastre. Dar tu, acum un an, ai intrat într-o campanie în care am luat prejudecățile la mișto. Da, și ai făcut-o într-un mod total benevol și total deschis. Și ai zis, bă, cum să nu, tati, mă bag, deci fără nicio problemă. Și atunci m-am simțit mândru. M-am simțit mândru că oameni de înaltă calitate, învingători din punctul meu de vedere, dar nu uită de unde au plecat. Iar chestia asta mi-a dat un sentiment așa de căldură sufletească care nu se compară cu nimic. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci, Cristi, da? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să te văd doctor în... Științe medicale. Da, mă, dar cum ai zis? Fibrilație arterială. Atrială, ați văzut cât de bine așa, da, fibrilație din aia, frate, de frezoane. Hai să zicem așa, doctor în frezoane, da? Și să fim sănătoși, să ne dea Dumnezeu sănătate. Doamne, mă bucur că am discutat și cu profesionistul, și cu omul, și cu romul, și cu copilul. Da, Cristi Irimescu, doctor de medicină generală, undeva în Valea Argovei și la Spitalul Malaxa. Da, mulțumim tare mult, cele bune, ne vedem data viitoare.